După ce au fost mediatizate zeci de cazuri de copii și tineri care consumă diferite substanțe psihoactive, polițiștii și procurorii DIICOT au început un adevărat război împotriva traficanților. Astăzi, oamenii legii au efectuat 50 de operațiuni și au pus în executare 260 de mandate de percheziție domiciliară. Vizate sunt mai multe grupări infracționare specializate în trafic de droguri, de persoane și minori, exploatarea persoanelor vulnerabile, pornografie infantilă, trafic de migranți și criminalitate infracțională. Deschide poliția! Poliția română și procurorii DIICOT, cu sprijinul jandarmeriei române, au efectuat în această dimineață peste 50 de acțiuni operative pentru destructurarea unor grupări infracționale organizate de trafic de droguri, minori, ori specializate în pornografie infantilă. Pe surse se pare că și trei profesori ar fi implicați în rețelele vizate de descinderi. Unul dintre ei ar preda la o școală specială din Buzău. Acțiunea face parte dintr-o serie de inițiative similare de desfășurate la nivelul Poliției Române și DIICOT, începând cu anul 2018. Acest tip de operațiuni mamut vor continua și în perioada următoare, obiectivul Ministerului de Interne fiind în acest moment reducerea consumului de droguri, un fenomen îngrijorător, mai ales în rândul adolescenților.